Noi în ultimii 25 de ani Rapid este peste Steaua, adică nu știu, să verifici tu, dar eu sunt absolut convins de lucrul și ăsta. Tu... Adică era înainte un complex de inferioritate pentru că îi vedeai ei cu marea echipa lor, bine, cu alt sistem, cu vorbim de comunism și probabil că bătea Rapidul când vreau și când nu vreau, pentru că era diferență imensă de valoare, de sistem, de tot ce vrei. Dar noi, generațiile noastre începând din 95-96, noi nu avem niciun complex de inferioritate, dimpotrivă. Noi, eu dacă merg și mă întâlnesc cu ei, eu mă uit la ei ca unul care am câștigat mai multe meciuri cu ei decât ei cu păi mine. Le-ai cam dat gol pe unde și ai prins. Am dat și gol și... Știi câte goluri ai cu ei? 5 goluri, da. 5 goluri. 5 goluri, da. Ai rămas la 5. Dar ești oricum în top. Da. Erai pe locul 2 după... Da, sunt acolo în primii 3. Da. Da. Naș. Nu, eu dacă aș fi jucat doar cu ei, pentru că mă motivam la maxim. Erau meciurile care te... Da, o săptămână înainte deja mă gândeam, câteodată cu două. E genul ăla de meci, cum spuneai, care... Și contează pentru că ne-a fost și... Adică am înțeles lucrul ăsta repede când am venit la Rapid. Chiar determinăm pe 10, batem Steaua și ne trece, se striga prin tribune. Adică din 96 vorbesc, anii 96-97. Și cu Dinamo au fost niște jocuri pe vechiul Giulești. 97-98, anii aia, 99, extraordinare, și atmosferă, stadionul și galeria lor în partea asta la peluza asta din spatele meu, dar pe ei cam băteam, pe Dinamo, cred că îi băteam la 0 mai mult în anii aia, cu Steaua încă era greu, cu Steaua a spart gheața aici cu 3-0 ăla, cu Sergiu Radu. Aia a fost prima victorie, cred că, în care am jucat și eu contra lor. După care lucrurile au devenit mult mai ușoare. Din anii 2000 încoace, bine, păcat de sfertul ăla, că s-a încheiat cum s-a încheiat, nu mai era regulamentul de azi și total nemeritat au trecut mai departe. Dar asta e. Ăla a fost meciul pe care cred că dacă îl mai jucam de 5 ori, n-avea cum să le câștigam.